Sinaxar, 26 decembrie. Soborul Preasfintei Săpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu. După ce pe 25 decembrie am prăznuit jertfa chenotică a celui care, Dumnezeu din fire fiind, s-a făcut om desăvârșit, luând și firea omenească, dar rămânând neamestecat și neschimbat, astăzi o prăznuim pe Maica sa, pe vasul ales, gătit din veșnicie să-l primească și să-l nască pe cel necuprins. Cuvântul bisericesc sobor înseamnă adunare, ceea ce ne arată că Maica Domnului a fost preamărită în mijlocul tuturor puterilor cerești și ale sfinților din ceruri, iar noi, astăzi, suntem chemați spre a fi împreună părtași acestei bucurii desăvârșit, redată de Sfântul Chiril al Alexandriei. Bucură-te, Marie, Maica lui Dumnezeu, comoara cinstită a întregii lumi, flacăra nestinsă, cununa Fecioriei, sceptrul Ortodoxiei, templul cel veșnic, locul veșniciei, mamă și fecioară, prin care cel ce vine în numele Domnului este binecuvântat. În Sfintele Evanghelii, Matei, capitolul 21, versetul 9. Bucură-te, cea care ai cuprins pe cel necuprins în pântecele feciorelnic sfânt, prin care Sfânta Treime este slăvită și cinstită în întreaga lume, prin care cerul este proslăvit, prin care îngerii și arhanghelii se bucură, prin care demonii sunt izgoniți, prin care diavolul ispititor a căzut din cer, prin care firea omenească este ridicată la ceruri, prin care întreaga creație, stăpânită de nebunia închinării la idol, a venit la cunoașterea deplină a adevărului, prin care Sfântul Botez a luat ființă pentru tot credinciosul, prin care vine unt de lemnul cinstirii, prin care bisericile au fost întemeiate pentru toată lumea, prin care neamurile au fost aduse la căință, și ce mai poate fi spus? Prin care cel unul născut Fiu al lui Dumnezeu a strălucit lumină pentru cei ce ședeau în întunericul și umbra morții. Luca, capitolul 1, versetul 79. Prin care cei morți sunt aduși la viață, prin care regii domnesc prin Sfânta Treime. Se cuvine oare ca oamenii să vorbească despre Maria cea prăznuită? Pântecele feciorelnic, o minune, minunea mă înfioară! Cine a mai auzit de un zidar care, după ce a zidit templul, a fost oprit să locuiască în el? Cine este batjocorit pentru a fi chemat propria sa slujitoare spre a fi mamă? Praznicul de azi al Preasfintei Fecioare Maria este cel mai vechi, reprezentând începutul cinstirii ei în biserică. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.